Bună ziua, să trăiți și că vorbesc singur aici. Pe data de 29 februarie, ultima zi din iarnă. Ia să vedem. Ne vedem noi aici, mă, pe gagiști. La Lighean. Mai încerc o șmecherie la băbușca asta. Gheața e bună? Spre seară, așa. Hai, Augustine, merge ceva la treaba, tata? Ia uite, bă, dânsul cu două nu face față, mă. Merge. Să mă ocup eu de ăștia. Auzi, am niște cai de obleți acelea la cu jumătate de metru. Cai de cai, fii atent, dacă nu dau eu adâncimea mică acum. Păi știi unde i-am văzut? I-am văzut pe internet. Când mă dai cu camera, îi vede cum se joacă, dacă îi văzui și eu cu ochiul. Ia mă, băi. Să vedem ce ziceți, mă, voi ăștia mici. La oblete, așa. Nu trage babușca, uite, scurse-i, mă, mădica întregă. Nu-i place. S-a dus după ghiocei asta. Merge treaba. Încerc oblețelul să vedem. Eu am vrut la tot. Iată, bă, ce mă încurcă firul. Iată, bă, ce mă încurcă firul, bă. Ce frate, cum se ia pește la adâncime de jumătate de metru. Priviți și luați aminte. Păi mic ăsta. Aolo, că... Dacă am pus 10, s-a umplut tigaia. Ia uite-l. Ce să-mi fac eu, cața vechi, că... Așa, tic. Bravo. Ce și eu pe centură, nu? Nu mă pe centură, nu. Cât e? Eu am trecut, am dat 100, dar... 100 și ceva. Lasă, lui. Lui nu i-am dat nimic. Nici nu știu trei unde ți-ai ceva, dar e cu direct. Am adâncime jumătate de metru, asta e bila de... Să urmărim noi acum. Îl întreb, bă, uite care treabă. Ce nu trebuie, uite care treabă. Ah, ce mi-a tras, l-am scăpat. Stai, mă, pe unde ați dus mașina? La revizia. Ah. Din dacă mai am bilă. A, păi mi-a luat bilă, mă, știam. Cu bilă mai mare. Dacă să iasă euro 3, pui mai, pui ceva, nu? O fac el, bagă la altă mașină. Să ajung până la Tulcea cu ea, că n-am. Cu Supernova, că n-am trebuit. Atunci vând scrumbia și-mi iau mașină nouă. A fost la uză 150 de kg în două zile.
Ia o mașină, îmi iau alta. Ia uite, bă. Păi da. Scrumbia cu vagonul. Uite, bă, și n-am cața veche, bă. Să prind cu mâna ca la copca americană. Ah, ce m-ai făcut? Pe din cauza abii curge și aduce... A, mișcat-o, a făcut-o. Pe de-aia nu mai dă nici aici. S-a stupat, cine? A dat iarba aia în sus. A mișcat-o tare. Ia uite, bă, ce dă, bă. Ia uite, bă, ce trage peștele, bă, frate. Gigi! La cameră, uieb! Hai, fratele! Și a tată. Și ziceai că nu trage pește. Trage. Trage, vrei. Dacă nu trage, împinge. Ia. Unul pe zi de masă. Eee, nu-ți place obletele pe ei. Crezi că e mai bună babușca? Când am vrut să mănânc în oasele alea, mi-a intrat toate oasele pe gingi. De pe România liberă, acum 35 de ani. Nu mă uitam la televizor, că n-aveam timp. Una pe zi de masă. Eram ocupat, bă. Televizorul e o fuduli. Auzi că e mâna lui Satan, auzi. Mă uitam la ăla seara că i-a scos inima, ai văzut? Și mergea cu inima de artificială la film. Dar am uitat cum îl cheamă factorul ăla. Nu știu, dar le are cu... La urmă, cum azi? La urmă? Sau... 8 jumate. 8 jumate, parcă. Era bună, l-am încărcat la mașină imediat. Acolo la meci, cu o berică, cu obletile astea. Auzi, s-a încărcat la stâlpi de înaltă tensiune. Ăla, da. Păi dacă mergea pe curent. Dacă mergea pe curent, îți dai seama? La vir. Că nu prea mă uit la asta. Da-i bine să ai. Da-i bine să ai 5 unde. 5, 6, câte poți să le urmări? Vederea. Ia uite. N-am făcut doi, zice că stau până târziu să fac 20 de pești. Ia uite-l, mă, al treilul, patrule. Nu știu, mă, dar i-am promis, dar... Ia vreo blete de-asta. Nu, mă, vreau să prind eu. Cu mâna mea mă simt altfel. Păi vină cu a, uite, îți bagă unița și mă atac cu mâna ta, auzi, scoțit. Iată. Dar de ce nu dai la oblete? Nu, vreau să spun babuși. Păi scrie-mi pe ea babușul, ei oblete scrie-mi babușul. Că îi dau niște babuși. Auzi, scrie pe ea. Vopsim, scrie-mi babușul. Scrie babușul. Da, băi, nu mici. Poți ridice așa cum ești. Dacă ăsta trage, acu' ce zi? A, trage și babușul. Trage, nu? Păi la 5 de seara. Acum s-a mărit ziua, s-a mai decalat o oră, vezi? 4 de decembrie cu 2 ore. Da. Ia uite marfa aici. La secundă. Trebuie să caut pe internet rețeta aia cu conserva. Ia atent. Crește la secundă, la lighen. Simte bine că vine primăvara, de-aia să-ți bate și-o. Nici nu trebuie undiță, uite, țin firul cu mâna. Uite așa. De fir colea. O, lu, ce mi-a scăpat ăsta. Păi nu spuse mă că e durere. Durere mâncați să asta. Durere mare. Scalde crește, de-aia, o regresă în cime iar. Ia uite ce marfă, fii atent la secundă. Uite-te bre aici așa. Pentru Bogdan, dacă simetristul se trăiască. Hai că-ți las mămăliga, na, eu. Să nu zici că sunt băiat. Adică ce, obletele nu e pește? Frumos. Abia l-aștea să-i dau un musc. Cel mai bun. Nu dați la oblete? Nu. Nimic de vă la oblete. Crezi că babușca e mai mare decât asta? Nu e. E, mie îmi place să mă distrez, nu să... Nu.
vreau, nu vreau, mai merg. Dar nu e, am zis că nu e mai mare, că tot dărești. Alergăm în copcă, în copcă, buf. Vine afară, să tot mă delesez așa cum vreau eu. Dar și în afară zici că bine era la copcă. Da, bine, nu sunt niciodată. Vine afară, stai să te delectezi, uitându-te la un crap 3 zile. Da, căut umbra. Îi dă la muscă, stai liniștit. Umbra crapului. Dă Gabi muște. Păi că cauți umbra somnului. Îi dă la muscă, stai liniștit la crap. Bă, dar-i văd, o apucă, mutără, zburătăcește și îi dă drumul, cred că simte cârligul. Sunt prea mari. Nu. Mărește și mața să pară. Ia că i-a mai păcălit. Mai trag așa, dar ia să-i enervez. Până o fură de tot. Gata, a furat-o. Bravo. Sunt șmecher, vezi. Lasă că-i bag eu bila mai mică. Vede-i. Îi bag eu bila mai mică. Îi las eu cârligul de socul să se înțe pe el singur. Auto-înțăpare, ia. Păi e frică de... Da? De Ivan? De Babuș e frică. Da, e frică de Babuș. Nu e chiară Babuș. Dar e în banc, nu intră Ivan. Și așa zicea Sandu și cum i-a dat. Da, știe eu. Dintr-i Vale. Ne-a văzut acolo, vede cum a... Uite calul. Rar, dar mari. Băi, iar arata mare. Ce se întâmplă, mă, că a fost greu? Ce se întâmplă, doctore? Să se întrebăm pe doctora. Că și eu am început să-i canratez. Ce mă fac? Vă ce dai repede? Țurie de calamazan și aici. Iese și pește. Aia ăla-i mare. Ala e mare. Mama, ce am scos-o din bodrul ăsta. O încearcă mâna aici, zi. Mi-a dat mult mai colegul ăla, zi, câteva. Ce-ai luat? S-au storcit ale mele, zâmb buzunar și-au fost padre. N-am mâncat în padre, padre. Parcă au barieră, mănâncă la ce-i bai. Colea mănâncă așa, colea nu mai. Aici la încă de unul. Mănâncă până ți-a bila și gata. La ce era mișto? La vierme, că ăla nu poate să-l trag. La bilă ți-a. Mai bag o bilă. A venit, a mișcat pălările, da? Asta mai întâmplă să mai greșească câte unul. Opa. De fir, uite ăsta nici nu a luat bila. Hai că n-ai cum să-i iei tu bila aia. Hai că vă dau vouă gratuit acum. Dă o lecă de nadă așa. Simte băieții că a venit mâncarea din cer.
Te ne-am scos de o prăjeală, e. S-a făcut tigaia jumate. Dacă mai stai, mai insisti? Dacă mai insisti, îți dai seama că fac de ciorbă? Bă, dar a doua tonul a fugit cu viteză, mâncați. Cred că e bună ciorbă de babușcă, de oblezie. E bună, e? E bună, e bună. Am făcut noi una la slătioare de murei. Câtă calul. Hai mă, pune gura pe ea, mă. Aula, ce-am scos-o din gură. Și fugise cu ea. Am impresia că mă vede. Să uită pe firul ăsta. Mă dau mai într-o parte, așa, ulea. Hai că mai e, mai e, mai e. Bă, ce liberule mic mi-a dat asta după ție, bă, mânca sasă. Bă, este asta. La aia așa sunt. Așa sunt la aia. A, numai la aia? Bă, și mi-a dat, mi-a dat într-o zi niște. O să-i spui, ai zis că sunt mari. Le-a de acolo de bă. Da, bine. De la Dragoș? Da, păi doamne Ioane, cât te frângi pe gaură. Și ăla de puțin. Nu mă, mari, ele astea sunt mici. Nu ca multe. În categoria a doua. Foarte mici. Mamă, păi m-am prins mă pe șmechirie. Știi cum îi fac? Fii atent, ridic bila, vine cu un prost mare, apucă în gură, o țin o secundă și le-am dat-o. Ce să mai fugă cu pluta, cu... Te-ai prins? Da, păi nu se mai vede bila, o apucă prost în gură. Pac, pac, pac. Singura variantă, păi o scuipa aia și mecherul. Mi-ai dai câteva de control, uite, una așa din partea firmei. Singura. Una singura. Atât. Că știa, ne mai luam bățul ăsta după mine. Dăm așa la mișto, o fir. Ia, urmărit bila. Dispare bila. Bă, l-o băgăt sub gheață ăsta. Scotem o mai așa să o pus și eu. Aha, bă, dar ce mișto fază, bă, tot să pescuiești ca la Michigan. Ia uite, tată, Michigan, știi că am văzut asta mare, n-am văzut care e treaba, a pus prost grafe. Și la fix îi o dai, ca la muscă. Gata, deja strâng. Augustine, unde te duci, mă, acum când tragi pește? Acasă, Gabi, mi-ajunge. Aia ți ajunge, mie nu mi-ajunge nici când noi muri, zic bă, când noi sta în Coșciuca, dă-o undiță să mai dau și ulec. Cum să-ți ajungă, mă, așa ce? Unul ia țuică la el pe drum, eu o să-mi iau o undiță să mai înfadă lucru. Până ajung la domnul. Poate mai pescuiesc ceva pe drum. Cum să... Cine, adică să te saturi de plăcere, mie. Nici de plăcere, nici de pește nu se saturi. Bă, ce fază, bă, apucat ăla plumb în gură. Dar știi că stă amestecat, mă. Gagii. Hai, pune cecul, hai, pune cecul pe ea. Gata, te-am văzut. A pus, mă. Nu te-ai prins, bre, de șmecherie, când o înghite, imediat, pac. Da. Nu mai vezi bila. Păi da. E bună marfa. Ce ultima dată? Nu mai dai, mă? Acum când trage, bre. Hai, mă, zău, vrei să pleci? Să prind și mata, bari, 2 kg. Bă, dragi. De unde? 2 kg. Așa mă întreabă prietenii mei, bă, câte kg ai prins? Bă, dar tu nu mă întrebi? Numai kg?
Dacă am prins tone, cine știe? Da, dar mă întreabă unul că cam câte kilo ai prins în 5 ore? Prins 8-9 kg? Bă, fă-t-o de nas, băi, într-o săptămână. Atunci nu mai vii la fost. În 5 ore? A, te întreabă cât ai prins în 5 ore? 5 ore prins 7 kg. Păi... Nu pot zile că n-am prins niciunul. Adu-l la mine, că în 4 ore am luat 20 de kg de bivar. Îl învățăm la muscă care e dornic așa de cantitate. Zice, nu mai viu la pește, gata dacă nu prind acolo. Păi nu sunt pescare aia. Păi nu, bre. Îi spui eu luma ta și dacă ia 100 și dacă ia, dacă n-are plăcerea, tot nu mai ține. Da. N-a fost cum natul acu 20 de ani? Bă, merge din nou. Are 20 de ani, n-a mai fost. Ăla la pește. Ce fost ăștia mici, mă? Da, mă, mățurie. Sunt mici rău, bre. Bă, că ai două libere. Handicapați. Da, ți-am zis șmecheria. Nu mai vezi bila, ai dat înțepătura. Ia uite. Ce mai pierzi timpul de la 5 la 6. N-ai mai văzut bila? Vă zic eu că ăsta amestecația, să-i dau una mai. Te iau mai îmbrăcați așa. Păi luăm la muscă când s-o dezghețați. Ce? Ubliți ăștia. Asta nu mănâncă la muscă? Mănâncă așa. La pușcă? Cum să nu? Toate, n-am prins la stol nici. Băgai o bilă mai mare, să vedem, poate iau vreunul mai înstărit așa. Stai să mă uit pe copc. Ei se uită la mine și eu mă uit la ei. Hai mă, bagă-o în gură. E cam mare? Ale, i-a îndată când a scuipat-o. Ce greșeală. Hai că a venit înapoi bila. Eu. E mai mare, de ce zici? Deschide ciocul, mă. Ia uite-l, mă. Uite-l, mă, când deschide ciocul. L-am văzut. S-a canunit, el de-a luat. E prinde așa, el ține cu mâna. Da, nu mai. Nu mai avem nevoie de undiță. Mă uit când închide stabila. Nu înțeleg ce să mai aștepți. Așa am făcut cu ștucă, a ieșit să o ștucă cu lupargeș. Am dat și la muscă, la ștucă, știți ea. Ea a venit săraca, a apucat-o în gură și eu mă uitam la ea și ea la mine. Și după aia a scuipat-o. Nu o să înțep, înțeleg? Așa și cu asta. Toată treaba e pe vedere. Uite că sunt și mai mari, mă încearcă și mai mari. Nu, nu, nu. Vezi că nu seamănă o zipa asta? Acum mâine dă? Mâine da? N-a dat de mâine. Mi-a dat vii să ai fir întins. Mulțumesc! Drum bun! Nu, stau să mă tremur de prins, nu. E grea cu de pește. Stau că îți întreagă să iau o jumătate de chilo. Nu, păi da, așa e, nu mai vine. Mă gândisem, să-l ghiu cu ăla, ți-am spus că toată șmecheria e pe vedere. Pac, a pus gura aia, put. Ce să mai tura gura? Îl vezi până aia? Da, păi văd când apucă bila și când el când o apucă în gură, nu se mai vede bila, ai înțeles? Și nu înțeleg, trag în sus. Dă deasupra mă la gura. Să uite până aparatul? Nu! Pă cop, că mă uit la ei, vină cu asta, cum să vede. Când o închide, el apucă în gură, te uiți la el, ai înțeles? Când o apucă în gură, dai înțepătura, ce să stai? Cât vrei să mai stai? Până la 6 să nu iei niciun pește? Uite pune așa la secundă. Am făcut fundul găleții. Pe hoț vrei o scuipă, n-ai ce să-i fac, așa și cu musca face. Mi-a mâncat zâlile ăsta. Mamă, și era să-l fac pe unul mare. Dacă îi dădeam eu înțepătura calmă. O apucase în gură, a scuipat-o rapid. Mă uit la bilă, nu mai e bilă. Au, oh, iar am scos-o din gură. Hai, că să mă dau de nou apoi. Îți dai seama cât de rapid e? Ia uite-l, am 100 la oră asta. Mai rog. Mai rog ca săgeata albastră, ia uite-l. Dar mai vine și câte unul mai slăbuț. Care el chiar crede, ai auzi? El chiar crede. Mai și la noroc acolo. Nu mai dă nici acolo,
Păi dacă e toți deasupra, n-ai ce. Luai și babușca tot deasupra. Babușca? Da. E o fi aia mică, aia mare nu e. O fi și aia mare pe deasupra. Bă, nu știu, eu am filmatura trecută, dar nu erau niște ăștia mari pe sub copii de murei. Vrei să spui varianta cu crapul de la din delta? Deci dădeau după crab, la boabă, la nu știu ce, la nu știu ce, știi? Și nu-l lua. Și unul cu barca se plimba pe alea. Știi ce făcea crapul? Era la suprafața apei, mânca muște naturale. Ai prins? Păi nu-i lua, că știi cum îi luai? Trebuia să fii pescar de muscă, îi făceai o musca asemănătoare, puneai cu șnurul pe apă, el venea hop, ciol foiau, apuca în gură și de înțepătura. Așa-l prindeai. Păi e dificil, mănâncă numai muște, s-a prostit. Ai înțeles? Să mănânce muște și țânțari. Nu să el mămăliga. Uite, mâncă plumbul. Ăsta mâncă plumbul, uite, la secundă. Ți-am zis că mai găsești pântre ei care n-are ei treabă. Dar masai curăță, cine îi curăță? Păi îi bag cu totul, ce să-i curăță? Cu tot cu mațe așa la cuptor. Să face crocanți. Glumești? Nu glumesc, fac și filmare video. Păi și după aia rup căpățâna mațele și ai mâncare, spus, ce vrei să mănânc? Stau eu să muncesc cu... Păi ăștia mănânc cu cap cu tot, dacă vreau mănânc cu un acun direct să vezi mata. Dă-l încolo, că-l rot că intră, intră proteina direct în sânge. Ăla de la... cum îi zice? Mai stau să pierd timpul 3 ore să zgârmoi niște... Ăla de la Discovery mănâncă insecte, râme... Ăla e fratele meu, da. Mai stau să 5 ore pentru 3 mățulețe, nu e că o să digere ele acolo. Mi-arăt cum să supraviețuiască, auzi? Și ce crezi că la un șarpe prăjit nu te bagi? Intră pasole cu un sânge, cu mențișol cu tot. În mața l-ai văzut pe Discovery? L-am văzut? Pe ăla. Cum să nu vrei? Îmi place să mă uit, dar... Mi-arată... Când mănâncă fel de fel de la chilopății de astea, bă, mânca s-a sulat. Și coașe de copac, hai să mai zic că... La cauciuc? Nu, că... Nu, băi, că nu mai am închis atunci, am dat falsă, dar râmele alea... Vomitam, bă... Gâșgânii de alea, nu știu ce. Deci. Eu și pești. Prea mănâncă și ăla de toate, a? Da. Când a văzut că bagă în gură căciun de alea, o fi ei liniștit, da? E și prost. Gândaș de bucătărie? Orice. Orice, bine. Nu se ia mâine, mâine. Păi dă de adânia acolo, vezi că stă singură. Păi, bași vierme. Nu trebuie să te uiți, aia. Dar stă, o cercetează. O absoarbe el, o leacă. Ia uite vierme. De ce mii? Să vină unul mai mare. A, așa mă, știi cât de rapid trebuie să fii? Nici curentul să nu te prindă, așa trebuie să fii. Când a pus gura repede, poc, el vreau să încerce, ai înțeles? Da. Poc, rapid de mână. Nu cu bățul de 2 metri, că nu mai, până ridici bățul. Scurt. El dă să o apucă repede, poc, și să scuipe. Sunt de cărlig. Nu, dacă aș avea cărlige de 20, nu mai simțe. Mici galbene. Da, una ai ce face? Nu mai încep aici. Și eu nu mai fac față. La mine nu se mai termină. Uite, bă, cât a fost ăla de mare și mi-a dat înțepătura. Hai, hai, că mă uit într-o parte să nu mă vadă. Hai, hai. Uite și mata marfă, fii atent. Păi cum, direct, a pus gura și, da tu. Nu, ăla e mai frumos. Cum să nu fie frumos? Să vezi ce culoare albastră are. L-am urmărit pe ăsta, m-a mișcat un pic mea. Hai să mai facem una de ansamblu, așa. Ne aflăm pe data de 29 februarie la Lighean. Începe episodul 2. Să vadă lumea unde pescuim aici așa.
Și zi, nu mai trage așa bine la ora asta, nu? Dăm la oblete și babușcă. Este